Aveți însă să evacuați pacienții înainte să fie localizat incendiul. Deci pe fumul acela gros, cu saloanele arzând, domnule doctor, în mai puțin de jumătate de oră, aveați să evacuați parterul și etajul 1. 100 de pacienți și nu puțin. Nu, 100 de pacienți au fost în tot pavilionul. Da. Asta jumătate. Da. Cu păturile acelea am văzut imaginile care la început au fost șocante, domnule doctor Apostolescu. Pacienți cărați, părea cu cearceaful, am aflat ulterior că erau păturile achiziționate ca să-i încălziți. Deci am încercat să transportăm, noi și echipajele de pompieri, să transportăm pacienții cât mai repede afară din clădire cu toate mijloacele care le aveam la dispoziție. Nu am vrut să ne limităm doar la târgile pompierilor. Au fost pacienți scoși și cu aceste tărgi. Dar graba a fost foarte mare să scoatem cât mai repede, cât mai mulți pacienți. Sigur că în acele momente asta este prima grijă, deși bănuiesc că omenește, ați avut și noastră un gând să vă salvați. Nu? Sincer să fiu, m-am gândit să... În acele momente nu mi-a trecut până în cap așa ceva. E... un gest eroic cel pe care l-ați făcut în momentul în care aveați la dispoziție această șansă, v-ați întors în clădire. Ați încercat în mod repetat să intrați în clădire. Ați reușit să găsiți o intrare în cele din urmă pentru a reveni pe holurile acelea pline de fum și ulterior de flăcări. M-aș întoarce la descrierea pe care ați făcut-o, domnule doctor, așadar. Abia după 3 minute ați auzit o bubuitură, o explozie. Cum ați putea să descrieți zgomotul acela? Cât de puternic a fost în primul rând? Nu, a fost o bubuitură destul de înfundată. Nu a fost foarte mare și fără... S-a simțit o undă de trepidație? Șoc. Asta vreau să vă întreb. Fără undă de șoc, nu. A fost doar zgomot. Și venea tot din zona aceea de unde izbucnise inițial? Da, din aceeași zonă. Probabil că a fost momentul în care focul s-a alimentat prin deschiderea mai multor uși și focul a putut să aibă mai multă... A căpătat vigoare, ca să zic așa. Da. 100 de metri pătrați cel puțin ardeau în momentul în care au ajuns primele echipaje de pompieri. Erau afectate 4 saloane, au spus pompierii, așa este? Chiar de incendiu, adică erau afectate chiar de incendiu. De incendiu au fost afectate 2 atât. Restul au fost de fum și de căldură. Noi am văzut imaginile mai devreme, domnule doctor Apostolescu, din latura opusă, vis-a-vis de salonul care ardea. Flăcările se văd prin ușa deschisă încă din primul minut, de la 5 și 2 minute aproape și 3, apoi am numărat acele sufluri de fum gros, unul după altul, la interval de secunde. Am menționat mai devreme eu, domnule doctor, că prizele au fost verificate acum 3 zile. Da. Am menționat faptul că procurorul are ca primă pistă în anchetă faptul că 2 tuburi de oxigen ar fi generat 2 explozii. Dumneavoastră, discutând cu oamenii care au fost acolo, ați înțeles ce s-a întâmplat? Deocamdată... Nu avem cum să știm ce s-a întâmplat, pentru că deja când infirmiera a intrat în salon, focul izbucnise. Nu a putut să vadă de care a fost sursa lui. Da, v-a explicat în ce colț al salonului era localizat incendiul? Ardea un pat? În plin salon a fost. În mijlocul salonului? În mijlocul salonului. Era un salon cu câte paturi? Cu 3 paturi. Ocupate toate sau? Toate 3 ocupate, da. Tocmai plecase din acel salon 63, înțeleg, domnule doctor, și aude ceva care o face să se întoarcă, să strige după ajutor. Acel ceva a fost un strigăt, o bubuitură? A fost un strigăt de ajutor, cel prim strigăt care probabil că l-am auzit și eu. El era deja în alt salon, se apucaseră de alt pacient. Bun, schimbau pe cineva, am înțeles. Se întoarce și îl vede un pe cineva deja arzând? L-a văzut arzând, a încercat să pună o pătură pe el să-l stingă și în același timp a oprit sursa de oxigen la acel pacient.
Erau independente, sursele erau independente. N-a putut să avanseze și să oprească și la celălalt din cauza flăcărilor. Asta zic, erau surse independente de oxigen. Înțeleg că aici, domnul avocat, intervine a doua infirmieră. Corect. Vă rog. În primul rând aș vrea să-l felicit pe domnul doctor. Domnul Russo a punctat foarte bine, mă rog, că orice om normal putea să aibă intenția de a se salva. Nu-i place domnului doctor Apostelescu, să știți. Am stat așa este. Cu inima strânsă și că, cu titlul, mă rog, nostru. Că-i place, că nu-i place, că-i place să fie... Că-i place... spune că e rău. Nu, dar nu e rău. A făcut un gest remarcabil în condițiile în care au fost atâtea tragedii și cei care au încercat să salveze ori au murit, ori se chinuiesc și acum și sunt au astfel grave. Exact, bun. În ceea ce privește situația, da, ce descrie domnul doctor este absolut, mă rog, real. Asta, aceasta este și susținerea doamnelor. Nu dăm absolut nimic din ceea ce ar interfera cu ancheta, dar ca să se știe foarte clar că nu se pune problema unei culpe medicale în sensul că aceste infirmiere nu ar fi fost acolo, ba da, tocmai dovada indubitabilă a faptului că au fost pe fază este că nu s-a întâmplat o tragedie mai mare, deoarece, după cum bine a descris și domnul doctor, după primul strigă de ajutor al unui pacient, una din cele două infirmiere care erau la un salon alăturat a venit să vadă ce s-a întâmplat. Probabil era convinsă că a căzut pacientul din pat și pur și simplu avea nevoie de ajutor. Când acea infirmieră a ajuns în cadrul ușii și a văzut flăcările, a strigat foc ajutor și a venit instantaneu și cealaltă infirmieră, motiv pentru care cea de-a doua a putut să decupleze instalația de tubul, exact, instalația de oxigen, prima sărind cu pătura spre pacientul care ardea încercând să stingă focul. O să mă întorc la dumneavoastră, domnule doctor, foarte utile și precizările domnului avocat. Spuneți-mi, în momentul în care a deschis ușa, spuneați, infirmiera a văzut focul în mijlocul camerei, focul fiind, de fapt, o persoană în flăcări? Sau mai era și o altă sursă? Ardea mai mult, ardea și patul, ardea și tubulatura deja. Acela era o rezervă, un salon, mă rog, de bărbați. Cei trei pacienți erau bărbați, nu? Da, erau bărbați. Printre cei decedați știm însă că sunt și două femei. Acestea se aflau în salonul de vis-a-vis, care era un salon pentru doamne. A mai fost o femeie din salonul de lângă. Deci de pe aceeași linie a culoarului. Noi avem și o schiță pe care am încercat să o facem. Și a cincea victimă a fost o pacientă care a făcut stop cardiac după ce a fost scoasă din zona incendiului. Așadar, în momentul în care a deschis ușa, focul cumva s-a intensificat, a ieșit deja și pe hol, oare? Da, din nefericire. Și s-a răspândit apoi pe culoar, a intrat în salonul învecinat flacăra, au intrat flăcările sau pur și simplu acolo doar s-au încins pereții, cum s-ar spune? Cred că mai degrabă prin încingerea pereților și prin faptul că pacienta a ieșit în salon și a ieșit exact în zona în care era incendiu. Am înțeles că unul dintre pacienții care au fost găsiți arși se afla în balcon, încercase la rândul său să se salveze prin aceeași metodă pe care o descriați, că au folosit-o și alții cu care v-ați întâlnit când dumneavoastră încercați să intrați dinspre balcon înapoi pe coridor? Da, așa a fost. E absolut teribil, probabil, să rememorăm, mai ales pentru dumneavoastră, este absolut cumplit să parcurgeți din nou acele minute, dar fără îndoială că și în decursul anchetei vor fi făcute fiecare dintre aceste minute, vor fi despicate și vor fi transpuse în elemente care să ajute în probatoriu. Știu că și tu, Carmina, ai reușit să obții detalii de la cei care fac cercetările acolo și descrierile sunt absolut înfricoșătoare. Așa este. Seamănă cu descrierile de la tragedie, de la colectiv, practic, în momentul în care anchetatorii au ajuns astăzi acolo, telefoanele persoanelor decedate sunau în continuu. Totul în jur era haos, vorbind despre cele două camere practic incendiate, era apă, era foarte mult fum, în continuare era fum dens, foarte multe obiecte aruncate, tavanul din camera unde a pornit acest incendiu era prăbușit, un perete la fel era distrus, ușa
nu mai exista, era... Topită, probabil. Topită și undeva aruncată din cauza suflului, la fel și, și geamurile. O imagine îngrozitoare și mai îmi povesteau cei care au fost acolo că parte din pacienții care au decedat cu siguranță au încercat să se salveze, pentru că la un moment dat pe hol era o doamnă decedată cu poșeta lângă ea. Ne vorbim despre... Probabil este acea doamnă despre care vorbea domnul doctor Apostolescu din salonul alăturat, care a părăsit rezerva încercând, sperând că ieșind pe hol își va găsi salvarea. Probabil. Și probabil că cu siguranță vom vedea și mâine la autopsie, că mâine se vor face cele 5 autopsii, dar din evaluarea preliminară, cel mai probabil, cele mai multe dintre victime au murit din cauza intoxicației cu monoxid de carbon și pe fondul faptului că erau persoane asistate cu oxigen. Vorbim despre două camere unde erau alimentate, pacienții erau alimentați la oxigen, dar nu erau intubați. Da. Domnule doctor, s-a vorbit mult despre, căutându-se cauzele posibile, s-a vorbit mult despre frigul din spital și despre posibila explicație că o instalație de încălzire, eventual una neautorizată, ar fi generat scurtcircuitul care ar fi dus la incendiu și la toată nenorocirea. Era frig azi noapte? Nu aș putea spune că a fost foarte frig azi noapte. Foarte frig, nu puteți spune că a fost. Adică a fost o temperatură nu chiar confortabilă, dar nici rece. Au avut acces la, sau li s-a permis mai degrabă să aducă aerotermă de acasă? Nu, ținând cont de faptul că, tot pavilionul, majoritatea pacienților erau dependenți de oxigen, pacienților li s-a menționat de la internare să nu aducă mijloace de încălzire. Ăsta a fost și motivul pentru care le-am dat pături suplimentare. Și în pavilioanele unde nu este instalația de oxigen, acolo au voie, că au apărut tot soiul de mărturii, domnule doctor. Chiar sunteți... și din pavilionul 5 erau mărturii în legătură cu etajul 3 și etajul 2. Nu cunosc toate cazurile individuale în momentul de față. Tot spitalul nostru este la fel, adică în toate saloanele și în toate pavilioanele sunt pacienți cu necesar de oxigen. E fără îndoială treaba celor care anchetează să descopere de unde a pornit incendiul, cum de s-a propagat atât de repede, atât de intens și cum menționam mai devreme, a durat atât de mult. Pentru că cele 39 de minute, cred, dacă nu greșesc, din momentul izbucnirii și până la momentul, atenție, localizării, nu al stingerii complete, demonstrează că a existat probabil doar atache și suficient material de combustie acolo. În mod categoric și este, mă uitam pe... Dați seama, fiecare salon, erau paturi, erau saltele, material plastic foarte mult, combustibil a existat, ca să spun așa. În mod categoric, mă uitam, de asta spun puțin mai devreme, pe o analiză din noiembrie. Nu mai facem analiza câtor incendii am traversat noi și le-am văzut în România ultimilor ani. Eu vorbesc din noiembrie până acum, au fost 5 incendii în spitalele din România, adică în 3 luni. În 3 luni s-ardă lucruri. Doar la Piatra Neamț a fost cu victime și iată, de data asta la București, dar mi se pare prea mult. Adică mi se pare... Tachia, dar e o diferență majoră. Domnule doctor Apostolescu și director medical de câteva zile, noi vă ținem minte pe dumneavoastră, Diana Tachie, ca omul care atunci când a început pandemia și când nouă ni se spunea că e o gripă, dumneavoastră ne spuneați că va fi rău, că v-ați pregătit ca pentru război, cu campanie, că la camera de gardă ați făcut patru de campanie, iată ați luat și păturile să încălziți pacienții și atunci întrebarea e, cum la Balj, cu instalație de oxigen nouă, cu prize verificate acum 3 zile, domnule doctor, s-a putut întâmpla asta? L-auzeam pe domnul doctor Singu spunând, după Piatra Neamț se va repeta, riscă multe spitale din România să treacă prin asta. Dumneavoastră ați avut un avertisment de la firma de mentenanță, de la electricien, de undeva,
că există vreun risc, nu știu, să le spuneți oamenilor care sunt în zona asta să nu-și bage telefoanele în priză, să nu supraîncarce, e ceva care să vă fi făcut să vă temeți că poate izbucni incendiul și la Balș? Evident că ne-am temut, pentru că așa cum vă spuneam, consumul de oxigen la nivelul întregului spital a crescut enorm de când cu pandemia COVID. Practic în fiecare salon avem 2-3 pacienți la care merge oxigenul din plin, 15-20, uneori chiar 30 de litri pe minut. Practic și o scânteie electrostatică poate să declanșeze un incendiu. Toate spitalele COVID sunt supuse acestui risc. E într-adevăr un avertisment pe care l-am auzit formulat atunci după Piatra Neamț. S-au și declanșat controle. Au fost depistate 2000 de nereguli la vremea aceea la nivelul celor 263 de unități medicale ce au fost verificate, multe dintre ele chiar în secții de terapie intensivă, aceste nereguli, dar cum spuneți, până la urmă este un risc pe care nu prea ai cum să-l eviți câtă vreme... Atâta vreme cât avem oameni care au nevoie de oxigen, nu avem cum să refuzăm acest drept. E ceva ce credeți că ar fi trebuit făcut și nu s-a făcut acolo? A fost, nu știu, din lipsă de fonduri improvizată vreo soluție? S-a făcut economie la ceva când de fapt ar fi trebuit găsită o altă variantă, poate mai costisitoare? În momentul de față nu vă pot da asemenea informații pentru că încă facem și noi analiza tuturor lucrurilor care s-au întâmplat. Spuneți-mi pentru colegele dumneavoastră, mai ales pentru doamnele, asistente, infirmiere, medici, probabil că trauma va persista multă vreme. Aveți o soluție și pentru dumnealor și pentru pacienții care... În primul rând, pentru colegele mele vreau să-mi exprim admirația pentru modul în care s-au comportat. Ele au fost adevărați eroi în această situație. În al doilea rând, Institutul Matei Balș are o echipă de psihologi care a început de astăzi să vorbească cu fiecare din oamenii care au fost acolo și o să continuăm și pe viitor să facem acest lucru. A fost și colegul meu Cristi Popovici este aici și formula, eu zic că justificat, nu neapărat reproșuri, trăgea acest semnal de îngrijorare astăzi de dimineață, Cristi, de ce nu s-a ieșit mai repede de către un reprezentant al unei autorități, nu neapărat a spitalului, al spitalului reprezentantul, pentru că acolo oamenii aveau treabă, cu adevărat aveau treabă, dar putea să vină din mărețele instituții astea, sanitare, cineva care să comunice cu pacienții aflați, cu rudele pacienților aflați în situația aceea extremă, să le dea informații. Vă pot explica foarte, foarte bine. În acele momente în care s-a făcut evacuarea pacienților, s-a făcut cu o viteză foarte mare. Fiecare pacient a fost dus cât s-a putut de repede într-un loc sigur pentru el. Unii au fost preluați de către ambulanțe și duși la foarte multe spitale din București. Alții au fost duși pe alte secții ale spitalului, de asemenea și în camera de gardă. Și am avut nevoie de un interval de timp până am pus toate informațiile cap la cap, până am reușit să aflăm unde este fiecare pacient în parte, până am putut să comparăm cu listele de pacienți internați, ca să ne dăm seama fiecare unde este. Da, da, dar Cristi trecuseră 3 ore și jumătate, cred. Se mai făceau și multe alte lucruri. Asta zic, personalul medical e clar că avea treabă. E clar că era ocupat până peste cap să salveze viețile celor care fuseseră evacuați, să continue tratamentul și să-i mențină în regimul de terapie pe toți ceilalți din celelalte pavilioane și corpuri ale spitalului. Dar cred că din toată armata de funcționărime sanitară se găsea cineva care să ia acele liste și să informeze la poartă sau măcar să le dea un gând bun, un sfat, un îndemn, Cristi, celor era care veniseră de departe. Era nevoie de cineva acolo care să stea de vorbă exact cu aparținătorii. Nu portar, nu jandarmul, nu... Spunea DNA un pic mai devreme. În momentul în care am reușit, așa cum v-am spus, să elucidăm unde se află fiecare pacient care a fost scos din pavilion, în momentul acela o echipă de psihologi s-a și deplasat la poartă. Dar câtă vreme nu aveam încă informații, nu aveam ce să le spunem. Spunea Carmina un pic mai devreme,
informații din interior că sunau telefoanele pacienților în momentul în care a izbucnit incendiul. Acei oameni, rudele acelor pacienți, văzând că nu răspunde nimeni la telefon, automat s-au îndreptat către spital, așteptând niște răspunsuri. Iar acolo, aici este drama, pentru că nu a fost cineva la poarta spitalului care să le oferă orice răspuns, dar cineva autorizat, un medic, un reprezentant, un DSP, un director executiv, să vină să le spună: avem pacienții trimiși la spital, urmează, rămâneți aici, dați-ne numărul dumneavoastră de telefon și vă vom suna. Avea nu să a existat se întâmple, așa Cristi, ceva. Dar mult mai târziu. Că, după 7 ore, când au sunat oamenii la toate spitalele. Toți colegii mei au pus mâna pe telefoane și au sunat familiile fiecărui pacient internat în